Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași a inaugurat ieri grădina senzorială Magic, amenajată în parcul Titu Maiorescu. Grădina senzorială conține materiale educaționale de exterior destinate procesului de învățare, structurate pe domenii de dezvoltare specifice vârstelor mici prin integrarea tuturor simțurilor. Investiția alocată prin fondurile proiectului se ridică la 25.000 de lei. În cadrul proiectului vor fi deschise grădini similare și la două instituții partenere. Accesul în grădina senzorială Magic este gratuit pentru copiii angajaților și studenților Universității Cuza, dar și pentru copiii de la grădinița și școala junior. Parcul senzorial a fost inițiat de către doamna profesor Masari. Este un proiect personal, este un proiect profesional și este un proiect instituțional în același timp. De ce? Pentru că doamna profesor este mamă înainte de toate, are un copil care este talentat la pictură, este profesor la Facultatea de Psihologie și are dimensiunea educativă și psihologică a actului didactic, iar universitatea are grădiniță, are școală primară, va avea gimnaziu și liceu. Prin urmare, noi vrem ca să integrăm toate treptele de evoluție profesională, de la grădiniță, școală primară, gimnaziu, liceu, apoi intrăm în studiile superioare, studii de licență, masterat și doctorat, să închidem acest ciclu educațional.